Cu mult, mult timp în urmă, atunci când eram la începuturile minunatului nostru canal Pisigherești TV, am venit în ajutorul celor ce doreau să achiziționeze un laptop cu un ghid. Nu foarte stufos, dar cum mulți ne spuneau, foarte simplu și la obiect. A trecut ceva timp de atunci, producătorii crescând sub ochii noștri și odată cu ei dezvoltându-se și componentele hardware. Pentru că solicitările de laptopuri de gaming au crescut, ne-am gândit că de această dată să venim în ajutorul pasionaților de jocuri video pe calculator prin intermediul unui ghid care să le facă munca mai ușoară atunci când se hotărăsc să achiziționeze un laptop ce urmează să le ruleze titluri noi, titluri vechi sau mai știu eu ce alte jocuri. Salut, eu sunt Mădălin, iar acest ghid sau tutorial, depinde cum vreți să-i spuneți voi, este dedicat tuturor gamerilor. După ce trebuie să te uiți atunci când ești în căutarea unui laptop de gaming? Diagonala monitorului, spațiul de stocare, cantitatea de memorie RAM, procesor și, nu în ultimul rând, placă video dedicată. O să trecem prin fiecare în parte, motivând de ce acestea sunt atât de importante. Diagonala monitorului. La acest capitol trebuie să țineți cont de 3 aspecte. Diagonala, bineînțeles, tipul suprafeței și, nu în ultimul rând, rezoluția. Pentru sesiuni de gaming cât mai plăcute și pentru a vă simți exact ca în fața unui desktop, nu ar trebui să optați pentru un laptop cu o diagonală mai mică de 15,6 inch. Pentru a vă bucura de orice detaliu al titlului ce urmează să-l jucați, ar trebui să optați pentru un laptop al cărui display are o diagonală cuprinsă între 15 și 17 inch. Suprafața display-ului este un aspect pe care foarte mulți îl ignoră. Pentru sesiuni cât mai lungi de gaming și pentru a nu vă deranja reflexia propriei fețe, ar trebui să optați pentru un display ce dispune de suprafață mată sau matte, cum zic americanii. Această caracteristică este adesea omisă de către producători, dar puteți consulta site-uri de specialitate sau pur și simplu ne puteți întreba pe noi. Ei bine, la rezoluție ar fi cam multe de spus, dar nu vrem să vă împuiem capul, ci ne dorim ca acest ghid să fie cât se poate de simplu. Rezoluția este cam mână în mână cu celelalte componente hardware, în speță cu placa video. În cazul în care jucați jocuri de tip e-sports, doar de plăcere, nu competitiv, și nu sunteți un adept al super detaliilor, atunci o rezoluție de tip HD, adică 1366×768 pixeli sau HD Plus 1600×900 pixeli, ar trebui să fie arhi suficientă pentru un laptop cu diagonală de 15,6 inch. În momentul în care vorbim de gamer mai pretențioși sau chiar entuziaști, atunci vă recomandăm un laptop cu o diagonală de 17 inch ce dispune de rezoluție Full HD. Această rezoluție este ok și pentru cele de 15,6 inch, dar parcă nu e ok să te chiorăști la propriu pe un laptop cu o diagonală relativ mică. Înainte de a pune punct acestui capitol, ar trebui să mai știți sau să țineți cont că pe modelele mai noi puteți găsi și rezoluții de tip Ultra HD, WQHD, 3K sau chiar 4K. Dar pentru un gameplay cât mai fluent pe aceste rezoluții, îți trebuie și un hardware puternic. Ajungem acolo imediat. Spațiu de stocare. Foarte multă lume nu prea pune accent pe această componentă, dar pentru un gamer este important ca harta jocului sau povestea în sine să se încarce extrem de repede. Ce e de făcut? Un procesor mai puternic? O placă video mai fițoasă? Ce spuneți de un SSD sau un SSHD? Aceste două unități de stocare vor încărca hărțile și jocurile mult mai repede și vor da un surplus de performanță întregului laptop. În cazul în care nu aveți nevoie de așa ceva și sunteți de fire răbdători, măcar aveți grijă ca harddiscul din interiorul laptopului să aibă 7200 rotații pe minut. Am văzut super configurații de laptopuri mișcându-se mai rău decât un melc, cauza fiind ideea proastă a unor producători de a pune harddiscuri cu o viteză de rotație a platanelor de 5400 rotații pe minut. Cantitatea de memorie RAM. Aici este extrem de simplu și o să trecem peste acest capitol extrem de repede. Indiferent de ce alegeți, DDR3 sau DDR4, laptopul vostru de gaming nu ar trebui să aibă mai puțin de 8 GB RAM. Jocurile și grafica acestora au evoluat, anumite titluri refuzând să ruleze decent pe 4 GB RAM. Chiar și mai puțin pretențioasele League of Legends, Dota 2, Counter-Strike Global Offensive au nevoie de un surplus de putere. Acesta putând fi dat de cantitatea de memorie montată în laptop. Deci, fără deci. Țineți minte, minimum 8 GB. Procesorul. Slavă Domnului că producătorii nu s-au gândit să scoată de pe piață procesoarele ce au în coadă U. Laptopurile cu acest tip de procesoare, indiferent că vorbim de Haswell, Broadwell sau Skylake, sunt procesoare de tip ultra low voltage, ce au un consum redus de energie și în teorie, nu sunt dedicate gamingului. Dar în cazul în care nu ești o persoană foarte pretențioasă și te joci mai mult MOBA, RTS și un pic de CSGO pe aici pe acolo, dar te gândești să joci și titluri mai noi, necontând foarte mult că ai mai scăzut detaliile pe aici pe acolo, atunci te-ai scos. Poți alege un i5 sau un i7 ultra low voltage din orice familie, Haswell, Broadwell, Skylake, și în combinație cu o placă video decentă, o să vedem imediat ce înseamnă placă video decentă, poți avea un laptop de gaming. Pentru cei mai pretențioși, seriile de procesoare H, HQ și HK sunt acelea ce se doresc a fi corespondentul anumitor procesoare de pe desktopuri, spre exemplu 6820K sau 6920HQ. Acestea nu au o limită în ceea ce privește consumul, așa cum se întâmpla în cazul celor ultra low voltage, performând mult mai bine în fața celor ce își doresc un The Division, un Doom, un Assassin's Creed Syndicate sau, de ce nu, Mafia 3, cu detalii ridicate. Dar pentru a rula așa ceva, trebuie să aveți grijă la ultima componentă de care trebuie să țineți seama, placa video. Știu că la această categorie e cel mai bine să dai exemple. Și cam asta am să fac, dar înainte de a face acest lucru și chiar dacă îmi voi lua ceva palme, îmi doresc să vă spun așa. Dacă sunteți gameri, aveți grijă la laptopurile cu plăci video dedicate din seria R7 de la AMD. Sunt extrem de puturoase, ba mai mult decât atât, această serie nu-și dorește să facă altceva decât să aducă un surplus de putere plăcii video integrate în procesor. Nu este mare minune. Nu spun să nu alegeți laptopuri cu plăci video AMD, dar această serie R7 este de-a dreptul puturoasă. Seria R9, spre exemplu, pare să fie mult mai ok, jocurile rulând spre foarte, foarte bine. Acum hai să vorbim de acele exemple. Pentru cei ce își doresc un gameplay cursiv, fără lag sau fără alte probleme, în Dota 2, LOL, StarCraft, acolo unde nu este nevoie de o placă video puternică, le recomand un laptop a cărui placă video să fie minim GT 840M, 845M, 930M și 940M. Îmi și aud vorbe. Asta nu știe ce spune. Eu pe modelele pe care le-a specificat el pot să joc și GTA. Foarte corect, foarte adevărat. Dar cât ai sacrificat din calitatea jocului? Cred că destul de mult. Pentru cei ce doresc o calitate maximă, dar dispun și de un buget pe măsură, seria GTX este cea pe care ar trebui să o aleagă. Indiferent că vorbim de seria 8, ce a fost disponibilă și este disponibilă numai pe laptopuri, seria 9 sau viitoarele laptopuri de gaming ce urmează să aibă integrată noua serie 10. Iar în cazul în care îți dorești tot ce este mai bun de pe lume, gameplay în 2, 3 sau chiar 4K, cred că ar trebui să scrie pe tine ROG, Predator sau Alienware. Și pentru că vorba lungă sărăcia omului, ar trebui să dau un exemplu foarte simplu. Un laptop de 15,6 inch, a cărui configurație are procesor i5 6300HQ, 8 GB RAM, un SSD și o placă video GTX 950, poate rula fără niciun fel de problemă în rezoluția sa nativă 1366x768 pixel, cam orice titlu apărut pe piață în momentul de față. Cam atât despre laptopurile de gaming și care ar fi pașii pe care trebuie să-i urmați atunci când doriți să achiziționați unul. Știu că pe buzele multora dintre voi stă o întrebare. Cine își cumpără laptop de gaming? Ei bine, cei care preferă portabilitatea sau cei care participă la evenimente de tip LAN party. Aș putea să dau exemple de persoane și sunt sigur că nu mi-ajung degetele de la ambele mâini. Cam atât pentru astăzi. Dacă nu v-a plăcut episodul, știți ce aveți de făcut, chiar dacă noi ne vom întrista un pic. Dacă v-a plăcut, hit the like button, cum zice chinezul, share it, cum zice eschimosul, iar pentru cei noi, abonați-vă, cum vă rugăm noi. Toate cele bune!